Am citit o întâmplare care s-a petrecut în 1986. Și istoria, povestirea aceasta, întâmplarea, începe în 1985, la un hotel Hilton. Știți că hotelurile Hilton sunt hoteluri scumpe. La Hilton lucra o fată, avea ajunsese la 31 de ani, era preocupată cu artele, cu desenul, cu culorile și pentru că a vrut tot să devină foarte bună, a făcut școli, n-a avut timp să se gândească la măritiș. Și acum aș dădea nu știu ce master, numai că n-avea bani. Era o fată săracă scoțiană. Și spune că ca să poată să-și termine școala, un an învăța, un an lucra, un an îngheța anul, mai lucra un an, apoi iar mai învăța un an. Și lucra, era fată harnică, bună, serioasă, n-avea prieteni, lucra la Hilton. Într-una din zilele de vară anului 1985, în timp ce ea de ridica într-o cameră, bate la ușă cineva, era un tânăr brunet, frumos. Scuzați, camera asta? Da, 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 aici este. Imediat am terminat, puteți lua loc. Iar el se uită lung după ea. Se pare că i-a plăcut tânărului. Peste o zi, două, se întâlnesc pe hol, el o salută. Ea îi răspunde un zâmbet în gura lui, a ei. Și uite așa, el era un student arab, iordanian. Și era în Anglia pentru studii de aeronautică sau așa ceva. Însă fiind arab, cu acte, cu nu știu ce bani avea, nu putea să intre până nu își perfecta echivalări și alte chestiuni și stătea la hotel. Urma după aceea să meargă la internatul facultății. Pe ea o chema Ana Maria Murphy, iar pe el i-a reținut doar prenumele Nezar. Și Nezar era foarte bine educat, era atent, era plăcut, era inteligent. Odată i-a spus Ana Maria, vrei să ieșim în oraș? Da, cu plăcere. Și în orele libere a luat-o la un restaurant de lux. Au mâncat acolo ceva, au povestit. Avea o poveste interesantă el. Avea și o poveste de luptă. Și între ei s-a înfiripat o prietenie. Iar prietenia lor a devenit din ce în ce mai consistentă până când, înainte de căsătorie, el s-a mutat la ea și au fost fericiți până în cer. Felul în care el se purta era convingător, îi aducea flori, daruri, tot ce trebuia. Acum au hotărât și ziua nunții, nunta trebuia să fie undeva prin mai și a spus, știți ce, eu am rude multe, am veri, 40 de veri, am nu știu câți unchi, mătuși, nu vreau aici în Anglia, mergem la mine în Iordania și o să avem nunta acolo, nicio problemă. Nu, trebuie mare. Între timp, ea rămâne însărcinată. Cu câtă bucurie au primit vestea asta și el și ea. El mai ales îi mânghea burtica, aici este băiatul meu. Lucrurile mergeau din ce în ce mai bine. Nu vă spun ce scrisori scria Ana Maria acasă, poze împreună ei doi. Și a venit în sfârșit ziua zborului lor. Din martie au ales să zboare pe 17 aprilie. Era un zbor al companiei israeliene El Al.
care venea din America, făcea haltă în, știu, la Gatwick, în Anglia, și de acolo trebuia să zboare în Tel Aviv. Iar de acolo trebuia să meargă prin Israel în Iordania. Necazul este că când el s-a dus să cumpere bilete, a spus, nu pot să iau pentru că compania israeliană, iar eu trebuie să trec prin mai multe verificări, n-am putut să iau decât un bilet pentru tine, ajungi tu acolo, mă aștepți, vin eu după tine la o zi, două, când pot să iau bilet și ne întâlnim în Betlehem. A venit și ajunul plecării, lacrimi, îmbrățișări, să ai grijă de copilul meu. I-au făcut pachetul împreună, tot, darul pentru moș, pentru mătuș. El a condus-o dimineața la aeroport. Grea despărțirea. El a stat făcându-o cu mâna până când a ajuns la controlul pașapoartelor. Pune bagajele, avea bagaj de cală, tot în regulă, avea un bagaj de mână, tot în regulă. Ce însemnează să fii agent de securitate evreu? Zice, cine v-a condus? Păi este locotnicul meu, este arab, da. Ați făcut singur bagajul? Singură, cu el, m-a ajutat el. Hai să mai băgăm o dată. Am mai băgat o dată la control, totul regulă. Dar vine întrebări, și unde aveți de gând să stați? La Hilton. Unde? În Betlehem. În Betlehem nu e Hilton. Câți bani aveți? Am cardul și am 50 de lire. Și aveți card? Ce fel de card? Ce spune cardul? În Israel nu funcționează cardul ăsta. Cu ce o să trăiască ea? Și zice, mai dați-mi o dată bagajul. Și ia bagajul de mână, scoate tot, tot în regulă, și simte că fundul e dublu. Bzzup! Deschide fundul. Era o bombă. Era un material unsuros, viscos, portocaliu și un sistem de declanșare. Opresc femeia, nu manifestă niciun fel de emoții, doar că se anunță că zborul El Al va avea o întârziere nespecifică pentru că s-a găsit amenințare cu bombă. Și sigur că în momentul acela Nazir era nezar, era încă într-o dependență dependența aeroportului și aude și își dă seama că s-a descoperit bomba pe care el a pus-o logodnicei și băiețelului lui. Și fuge. Ia un shuttle bus, coboară undeva, ia un taxi și se refugiază la ambasada Siriei. Pentru că el era un agent care lucra pentru Siria. Ăia repede îi rat barba, îi vopsesc părul să fie de nerecunoscut, îl fac blond și îl trimit într-un apartament al ambasadei siriene. L-au căutat. El Alul avea 375 de pasageri care veneau cu haltă în Anglia să meargă în Israel și deasupra Mediteranei trebuia să facă bum. Când i-au spus ei, Doamnă, asta este o bombă. Nu, e o greșeală. Logodnicul v-a pus-o. Nu e adevărat. El mă iubește. Nu se poate. El e tatăl copilului meu. Nu se poate. El mă iubește. Dragii mei tineri, în mod special,
Tema de azi se cheamă: cunoști tu pe cel ce te iubește? Cunoști tu pe cel care te iubește? Nu vreau să pun niciun fel de pană, de îndoială în sufletul vostru vis-a-vis de mama, tata, știu eu, rude, prieteni, colegi. Vreau doar să vă spun că noi trăim într-o lume invadată de extraterestri. Credeți în extraterestri? Frații mei, eu cred din toată inima, dar nu în omulesc cu gâtul mare, cu ochii verzulii, nu, nu. Se cheamă demoni. Și ca să vedeți, vă citesc un text, pentru că lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o răspunde la toate întrebările. Apocalips 12. În cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și el. N-au putut birui, locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, și acum atenție, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și extraterestrii lui. Ce înseamnă extraterestru? Că nu-i pământean. Noi suntem pământe, suntem oameni. Ei nu sunt de aici, ei au venit. Sunt din afara terei, extra terra, din afara terei. Înțelegeți? Auziți, dragii mei, subiectul de astăzi e dureros. Pentru că nu-l știți. Pentru că vă spun cum am crescut eu ca copil, ca adolescent. Eram eu cu oamenii. Oameni buni și oameni răi, dar eram eu cu oamenii. Poate era și un Dumnezeu în cer. Dar marea surpriză și marea descoperire a fost că există și un diavol. Oh, subiectul ăsta, ci că nu-i pentru copii. Că te sperii. Auziți, când știi că Iisus l-a biruit, nu te sperii. Numai trebuie să știi că El are un plan. Fiți atenți. Dacă ai dat cu mâna peste urechi, pe lângă urechi, poate n-ai găsit nimic decât o muscă. Dar să știi că cineva este aici, lângă urechea ta, și îți șoptește, te ispitește, îți dă idei. Da, da, fată. Da, da. Îți trimite tot felul de gânduri și de idei. Și te face ca... Tu crezi că sunt gândurile tale. Tu crezi că vin din mintea ta. Ia să văd ce este, spunea Eva. Ia să vedem cum gustă, ce gust are fructul ăsta. Dar nu era din mintea ei. Erau sugestii pe care le dă vrăjmașul. Am cunoscut un tânăr. Majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Vă spun la urmă cine e. Era în Telerman. Un fiu al lumii ăsteia. Un om care n-avea niciun fel de relație nici cu Biserica Ortodoxă, cu nimeni. Tatăl un bețiv, mama chinuită și... Erau adventiști în satul lui, Plosca era satul lui, erau adventiști în Telorman, dar n-avea treabă cu adventiștii. Și spune că odată într-o vară era la liceu, era de acum în clasa 11-a, urma a 12-a, tatăl său care lucra la CFR, stăteau într-un vagon, știți cum sunt, vagoane trase pe o linie moartă, unde locuiesc muncitorii de la cale ferată. Erau mai multe vagoane. Și tatăl a luat cu el la muncă în vagonul în care dormea, tatăl într-un pat, el într-un alt pat. Vagonul nu era lat. Și spune că noaptea s-a trezit băiatul. Și a văzut, auzea el, bum! Bum! Când s-a trezit, se uită,
tatăl său, care era culcat la pat, era ridicat de o mână nevăzută și bum, cădea. Iar ceva, cineva îl ridica ca o levitație și îl trântea. Și s-a speriat băiatul. Tată, tată, ce e? A, zice, se întâmplă asta. Tatăl umbla cu vrăjitorii. A zis că există ceva întunecat care e prezent. Și spune, atunci, pentru că am văzut că există diavolul, am zis, trebuie să-l caut pe Dumnezeu. Trebuie să-l caut. Îl cheamă Costel Mitran. Și el s-a convertit pentru că a văzut cât de viu, cât de prezent, cât de aici e diavolul. Și am auzit și acest adevăr, că cel mai puternic argument pentru a crede în Dumnezeu este mărturia, demonstrarea, proba intervenției diavolului. Și vă spun că magia, vrăjitoria se poate găsi. Știți care este specialitatea diavolului? Spunea un poet, Charles Baudelaire, un poet francez, că cea mai mare maestrie a diavolului este aceea de a vă face să credeți că el nu e, că el nu există. Că dacă nu există, păi, fac eu ce vreau, eu de la mine. Și uiți că, de fapt, mintea ta este o antenă stricată, adică dereglată, care pe lângă șoapta Duhului Sfânt prinde și posturi străine. Am citit câteva declarații a unui filozof, îl cheamă Henri Bergson, un matematician, filozof, umbra și el cu lucrurile necurate, dar el a spus un lucru foarte adevărat. Că revelația, adică ai o descoperire, o revelațiile sunt, nu, rectific, intuiția, am o intuiție. Intuiția este cunoaștere revelată. Vă dau un exemplu. Mă grăbeam de acasă, vreau să plec la o treabă, am coborât treptele, eram îmbrăcat cu geanta în mână, bac cheia broasca mașinii să o descui și bang, vine o idee. Păi, tu acum trebuia să fii în altă parte. Și zic, cum, ce? Ah, așa e. Dar eu nu mă gândeam la asta. Cum de-abia venit mie atunci un flash, o scânteie, să zic, stai puțin. Aha, cineva are grijă de mine. Cineva îmi trimite intuiții, descoperiri care nu sunt altceva decât coborârea sau influența sau iluminarea minții mele cu ce trebuie să fac sau cu ispite. Aș vrea să mai spun ceva. Atenție, vorbesc copiilor, dar mai ales copiilor care pot înțelege ce vă spun. Este o carte pe care am citit-o. Se numește De la magia neagră la Hristos. Scrisă de Doreen Irvine. Irvine. O găsiți, este și în română și în engleză. S-a tradus în românește. În care o femeie povestește istoria ei. O femeie dintr-o familie disfuncțională, pe la 5-14 ani deja era pe stradă și făcea prostituție, a ajuns dansatoare într-un club de striptease. De acolo niște prieteni au dus-o, hai să te ducem undeva, dar nu pot să știu unde, au legat-o la ochi și au dus-o la o ședință de satanism. Interesantă cartea, e tare, e revelatoare. Și spune că, pentru că era gigică, era plăcută, marele preot și-a luat-o ca amantă. Într-un an de zile a devenit regina vrăjitoarelor. Căpătase puteri supranaturale. Femeia asta fără școală, a avut vreo 7 clase doar. Și spune că putea
să omoare o pasăre în zbor. Pac, pasărea cădea. Putea să producă telechinezie, să aducă lucruri de departe. Odată a fost în Stockholm, povestește ea, și spune că a vorbit unei mulțimi. Erau suedești, ea era englezmaică. A vorbit un suedez, a avut darul limbilor. Și spune, devenise puternică. Putea să facă pe oameni să execute poruncile ei din minte. Și oamenii executau. Atenție, asta nu e psihologie, nici psihotronică. E diavolul care se joacă cu noi și vrea să nu credem noi că el există. Și femeia aceasta, după o ascensiune fulminantă, asta e istoria tuturor celor care se joacă cu diavolul, ajunge într-o cădere atât de mare, nu numai că își pierde toate capacitățile, dar ajunge homeless. Ajunge o cârpă de om, dormea, mirosea și este întâlnită de copiii lui Dumnezeu și povestește cum prin repetate căderi, reveniri, căderi, reveniri, ajunge să fie salvată și devine misionara lui Hristos. Ea spune un lucru, atenție copii, diavolul e super inteligent. Diavolul nu lucrează, ci că e prost, are o singură unealtă. No. Spune că demonii, îngerii răi, în popular le zic draci, de la dracon, care înseamnă balaur. Dracon, nu, dragon. De la dracon e drac. Îngerii lui sunt specializați. Atenție! Unii sunt pe vorbire de rău. Alții sunt pe îndoială. Oare chiar? Dar de unde să știu că? Alții sunt pe alcool. Alții sunt pe pornografie. Atenție, demoni specializați. Alții pe instincte. Pe mâncare. Să mănânc, să bacă minică. Trebuie. Nu pot să mă stăpânesc. Am vorbit cu cineva. Un suflet drag. Se luptă de 2 ani de zile. A avut o istorie dramatică și el, spune, a fost în străinătate, a consumat droguri, a umblat cu toate păcatele. Și spune că odată era prin Anglia cu o mașină și mergea cu viteză. Și aici se întâmplă o nenorocire. Intră în parapet, era prăpastie și mașina se oprește agățată undeva, iar el nevătămat. Și el spune, Dumnezeu totuși mă iubește. Și hotărăște să o rupă cu păcatul. S-a întors în țară, a început să vină adunare, dar nu poate scăpa de un drac, de un demon. Spune, mâncat, îmi dau seama că nu-i de la mine. Și spune că mănânc până când vărs. Și mă mănânc peste treul din nou până când vărs. Și zice, nu știu ce să fac. Și zic, aici e vorba de altcineva. Tu trebuie să te rogi, să te predai. Da. Și eu zic, predarea înseamnă să te predai. Știi că ce vrea să te predai? Ăla stă cu carabina, că jos, te culci, sus, poate execuți. Dar e greu să mă predeu, vreau să fiu eu. Hei, de-aia nu merge. De-aia diavolul, cât timp nu te predai, se joacă cu tine. Demoni specializați. Și acum aș vrea să discut specializările diavolului. Anticipez întâlnirea de după amiază cu tinerii. Specializarea lui este pe ce ai tu. Dacă, de exemplu, eu am o înclinație spre... Nu știu ce să spun. Spre jocul minții. Sau spre plăceri. Sau spre patimi. Sau spre agresiune. Pe ce ai tu? Eu știu că ăsta este punctul tău slab. Aici. Am să lucrez exact aici. Și diavolul începe. Și pentru că e punctul tău slab, tu cedezi.
și devine și mai slab și devine căscată mare, știu, zaua aceea, punctul slab. Atenție! Am ridicat degetele. Câte numărați? Copii? 4. Astea sunt 4 instincte pe care le are omul. Nu are decât 4. 4 mari. Sigur, sunt sub clasă, categorie. Primul instinct se cheamă de supraviețuire. Știți ce înseamnă supraviețuire? Păi este mâncat, băut, odihnă, mișcare. Supraviețuire, instinctul de supraviețuire. Al doilea, de apărare. Aici trebuie să fii crocodil, să fii reptilă ca să te împotrivești. Instinctul de apărare. Sau să știi să fugi, să știi să... Al treilea, de orientare. Să te orientezi bine și instinctul te conduce să alegi ceea ce este favorabil ție. Cu compromisuri, oportunism. Și al patrulea, instinctul de reproducere. Adică capacitatea de a da naștere. Numai că, vedeți, toate aceste patru instincte au un numitor comun. Se cheamă ce? Auzi? Gâl, 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 gâl. Ah, de ce fac așa? Gâl, 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 gâl. Ah, de ce? Ah, când mănânci ceva și bagi sub nas ceva. Ah, plăcerea. Când e un concurs, nu? Și aici e competiția, e lupta, instinctul de apărare. Și tu iei nota mai mare decât cel de lângă tine, faci plăcerea. Când ai umilit pe cineva și ai ieșit tu biruitor, îți place. Știți care este cel mai puternic instinct? Am fost în diferite campusuri universitare, cu studenți. Și am întrebat fetele. Știți ce au spus fetele? Că cel mai puternic instinct e cel de supraviețuire. De supraviețuire. Știți ce au spus băieții? Nu? Nu mai nevoie să spun. Că cel mai puternic instinct vine ultimul. Cel de reproducere. Și Dumnezeu, zice diavolul, știu unde să umblu. Umblu exact unde e veriga deschisă. Vreau să vă spun și să vă avertizez că diavolul vă iubește. Dar știți cum vă iubește? Disperat, vă vrea din toată inima. Ci că te iubește cum iubește leul antilopa. Moare după ea. Fără ea nu poate trăi. Când o vede, toți nervii se încordează și o ia la fugă să o întâlnească și să o poată pupa. Da. Diavolul vă iubește cu disperare. Și știe dacă poate pune mâna pe careva, va da lovitura în cer. Atenție. Cum adică? Păi dacă mi-a mie cineva copilul, păi mă lovește îngrozitor. Atenție, dragii mei. În Biblie am citit, există o mare luptă, un mare război. Iar acest mare război are două planuri. Planul ceresc, și acum discutăm de planul ceresc. Cum poate, marea luptă între cine și cine, între Dumnezeu și Satana, încă o dată. Cine sunt protagoniștii luptei? Dumnezeu și... Dar poate fi o luptă între Dumnezeu și Satana? Uite, dacă îl chem pe puștiul ăla mic, nu știu cum îl cheamă. Cum? Isaac. Dacă vine Isaac aici și eu vreau să mă lupt aici, vrei să vii aici? Hai! Hai la mine! Hai! Hai la luptă! Hai! Hai sus! Hai! În care tata de spun n-am la mine nimic de ajutat. Hai să te iartă tu sub brațe. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai la mine. Uite, vezi unde-i mama? Vezi? Da. Ei, poate exista o luptă între mine și Isaac? Ia, fă mâna pumn și hai. Hai să coborăm la mama.
Cine bea? Să trăiască scumpul ăsta. Sunt primul pe lista de așteptare. Îl iau eu. Să rămână. Dragii, poate exista o luptă între Hristos și Satana? Păi da, ăsta încă nu e o comparație bună, că e tot om, dar Dumnezeu atotputernic și spunea cineva, ca lupta între unui boxer și un melc. Scuze, nu mai melc, eu fac fiș. Nu poate fi. Și atunci, cum este lupta între Hristos și Satana? Trebuie să ne modulăm, să ne schimbăm reperele. Când eu iau pe fata aia, de exemplu, cum te cheamă, drăguță? Nu. Luisa. Zic că te iubește diavolul, ca și pe mine. Cum iubește leul antilopa? Ești o antilopă și el e un leu. Ei, fii atentă, dacă diavolul reușește să pună laba, că-i fiară, pe fata asta scumpă, Luisa, știți cine va suferi? Știți cine va suferi? Dumnezeu. Și Dumnezeu, el nu poate să lovească pe Dumnezeu decât lovind în copiii lui. Atenție! Și eu știu că dacă voi ucide cât mai multe antilope, tot atâtea răni fac în inima tatălui, că-s copiii tatălui. Ăsta e primul plan. Războiul este între Hristos și Satana, dar nu direct, ci pe copil. Al doilea plan. Dumnezeu e sus, dar eu sunt aici, pe pământ. Și al doilea plan al luptei este pentru mine. Atenție, dragii mei, aici vine vestea cea mai bună și de mângâiere. Diavolul nu ne poate face nimic. Vă spun, am fost în situații în care în fața mea era un demonizat. Eram cu un coleg pastor, cineva ne rugase și înainte ca să începe să ne rugăm a spus, știți, ah, știți ce, când o să începe să vă rugați, iar o să facă urât. Și eu zic, da, noi ne rugăm. Eram într-o cameră. În momentul când ne-am pus pe genunchi, au început urletele, a început să se tăvălească, uite așa, pe pământ. Sigur, stăcea un fior de oroare prin spate, dar nu ți-a fost frică rezultatul. La urmă a întrebat el, ușurat, zice, da, v-a fost frică? Și eu zic, nu. De ce nu v-a fost frică? Pentru că eu s-a ascuns în Hristos. Diavolul nu poate face nimic unui copil de Dumnezeu, atenție, dar poate totuși să facă ceva. Și acum, marea luptă are o miză. Știți ce e o miză? O pradă, un obiect pentru care ne luptăm. Și spunea cineva, marea miză este, sau marea luptă este între Hristos și Satana și miza ești tu, adică e ca lupta a doi cavaleri pentru aceeași fată. E o fată și sunt doi care vor inima ei. Și amândoi se luptă pentru inima fetei. Ei nu se luptă unul cu altul, că nu poate exista lupte între Dumnezeu și diavolul. V-am arătat pe Isaac, nu? Însă este o luptă. Iar tu, tânărul meu prieten, fată, tu ești cea sau acel care iei comutatorul și faci țac sau țac. Tu ești cel care hotărăști. Numai că să știi un lucru, tu ai un punct slab. Și diavolul te iubește și vine cu lucruri care să-ți placă. Cum credeți că Nezar a câștigat-o pe Ana Maria Murphy? Prin ceea ce dorea ea, dorea un prieten, un soț, dorea iubire, dorea cadouri, dorea afecțiune, prețuire. Și asta vă dau eu, zice diavolul. Eu vă iubesc pe toți. Eu vă dau exact ce aveți voi nevoie, ce simțiți voi. Ce simțiți voi? Telefon? Vi-l dau? Vreau să vă spun, dragii mei, este un mare savant și profesor universitar care umblă prin toate universitățile lumii. E german, îl cheamă Manfred Spitzer. Manfred Spitzer. Are cărți traduse și în limba română. Una din cărți se numește Digital Dementia, demența digitală.
Și el vorbește, am urmărit un interviu de-a lui, a fost și în România. Și el spunea că generația copiilor și adolescenților e o generație pierdută. El nu e creștin. El este un savant. Și sub ce aspect pierdută? Mintea e praf. Cum? Prin asta. Dacă vreți să vă spun mai multe, dar mă uit și la ceas și vreau să nu plecați înainte de sfârșit. Bătălia e pentru minte. Bătălia are scopul să paralizeze discernământul, să paralizeze idealurile, valorile. Și apoi eu te conduc pe drumul firii pământești. Și ca să fiu punctual, să pun punctul pe ei, există, dragii mei, trei verici slabe. Sigur, instinctele. Dar sunt trei pe care se merge în mod special. Pofta firii pământești cu instinctele supraviețuire, instinctul reproducerii. Doi, pofta ochilor este orientarea. Instinctul de orientare și lăudăroșia vieții este tendința tuturor de a se afirma, egoismul care se manifestă într-un grup social ca mândrie. Egoismul este noi. Dragii mei, poate după amiază vorbim mai multe pe tema asta. Cum s-a chemat tema? Cunoști tu pe cel ce te iubește? Cunosc o fată dintr-o familie de creștini. O cheamă, hai să-i spunem, Sara. Nu vă gândiți neapărat că o cheamă așa. E dintr-o familie de credincioși adventiști pe care scumpii părinți au scăpat-o. A intrat sub anumite influențe. A ajuns într-un cerc de oferte. Colegii ei, toți, băieți, fete, o iubeau. Hai cu noi acolo, hai să facem asta, hai dincolo. Și pentru că viața este o aventură, viața este un joc. Le-a gustat și pe una, și pe alta, și pe a treia. Știți ce este acum? Stă acasă. Ce faci, fată? Păi, m-am sculat la 10, la 11. Noaptea stau și am activități plăcute. Dar câți ani ai? Zice, am 24. Păi la 24 de ani, ce? Ai un rost? Mă gândesc să fac și o facultate. Se gândește, dar nu face. Îi place programarea, dar nu știe matematică. Cunosc un băiat, are 31 de ani. 31 de ani mă sună. Alo, sunt Ghiță, nu-i numele lui. Și spune, frate, vă rog frumos să mă ajutați. Cu dracu, ce pot să te ajut? Și el zice, nu știu, n-am niciun rost. Ești însurat? Nu sunt, că nu pot să muncesc. Dar de ce nu poți să muncești? Ca să aflu eu că marea lui problemă care l-a capturat de la 14 ani e pornografia. Și spune că n-a știut, că nu i-a zis nimeni, că nu mai poate să scape. Și eu zic, și ce faci toată ziua? Păi nu poți să muncești. Și ce faci? Pe internet. Păi sigur că tu ai intrat într-un puț și acolo e bine. Și îți dai seama că te ruinezi. Dar îți dau ce-ți place. Ce-ți place atât de mult. Este totuși cineva care ne iubește și nu știu dacă îl cunoști pe cel care cu adevărat te iubește. Am citit o istorie în războiul Hamas, acum. Avi și Benjamin. Ben. Amândoi colegi, colegi de facultate, colegi de armată și amândoi au prins drag de o fată. Fiecare are un specific foarte valoros. Unul este foarte deștept și merge mintea, altul e foarte puternic. Puternic, Abi e cel puternic, Ben e cel isteț. Și fata stă la mijloc și
Și amândoi caută, vedeți, marea luptă, caută inima fetei. Amândoi sunt chemați, încorporați în nebunia care în Gaza. Sunt pe front, s-a întâmplat în Khan Yunis. Acolo este un fief major al Hamas. Și spune, se aflau într-o încăpere mai mulți soldați, dar cei doi erau prieteni, totuși competitori, dar erau prieteni, totuși în competiție unul cu altul. Și spune că la un moment dat o persoană nevăzută, un Hamas, a aruncat grenada. Până să arunce grenada, Avi, cel voinic și știu, mascul, și-a dat seama că inima fetei înclina spre celălalt. Și acum era momentul să scape de el. Dacă nu mai l-are pe ăla, următorul sunt eu. Omul însă, pentru că o iubea pe ea și iubea și pe prietenul lui, s-a aruncat cu corpul lui masiv pe grenadă. Și Ben și fata au înțeles că Avi îi iubea. Hristos și-a dat viața, s-a aruncat pe grenadă pentru voi și a demonstrat că eu vă iubesc. Acum, dacă cu adevărat războiul acesta este cumplit și voi sunteți miza, Hristos nu vine cu oferte chinezării, cu bomboane pe băț, cu înghețăți, cum ziceau copiii, cu jucării. El vine cu viața veșnică. Iar voi trebuie să dați comutatorul spre bine sau spre rău, spre viață sau spre anii ăștia care duc la moarte. Revelația de azi are două fețe. Că diavolul există și vă vrea cu gelozie și că cineva cu adevărat vă iubește și conduce lucrurile în așa fel încât să-L puteți cunoaște, să vă fie ușor să-L iubiți pe Hristos și alegeți voi calea adevărată. Iar cea mai mare revelație este că comutatorul e în mâna ta. Trebuie să știi ce alegi. Dar ca să alegi, trebuie să cunoști pe Cel care te iubește. Leul sau Hristos. Dumnezeu să lucreze la inima copiilor și nu trebuie să fim o generație pierdută, ci o generație recâștigată. Atenție, părinți, aveți un rol în această alegere. Dumnezeu să lucreze, continuăm după amiază. Amin.